Și într-un final am început să împachetez, dar nu vă gândiți că am făcut mare lucru până acum, ci doar am scos hainele astea aici, rămâne să le probez și să-mi pregătesc ținutele. Am scos și pentru Mira, dar vom începe cu ținutele mele și apoi în funcție de ce o să-mi iau eu la mine, o să aleg și ținutele ei. Este ora 12 noaptea, mâine la 11 dimineața o luăm din loc, la ora 2 avem avionul și presim că o să fie o noapte lungă. Până acum am stat cu Taiga în bucătărie și ne-am făcut oarecum un plan de bătaie, nu aveam nici hoteluri rezervate, de asta ne-am ocupat. Ne-am hotărât să schimbăm 3 zone diferite, dar o să vedeți voi mai multe de la fața locului. Acum trebuie să ne focusăm pe ținute, haine, bagaje, împachetat și... Să nu uităm nimic acasă, cred că asta e cel mai important. Voi începe prin a vă prezenta puțin tot procesul ăsta de împachetare și ce fac eu atunci când plecăm pentru o perioadă mai lungă de timp. În primul rând, mi-am făcut un research și am căutat puțin locațiile pe care o să le vizităm, ca să-mi iau niște ținute care se vor potrivi cu locurile respective. Bine, eu fac asta pentru că vreau să fac și foarte multe poze, vreau să creez și conținut, vreau să fac și reels-uri, am foarte, foarte multe pe listă, sper să le pot face pe toate, dar cel mai important, vreau să mă bucur de Dubai și de tot ce are el de oferit și bineînțeles să împărtășesc cu voi această experiență. Și revenind la ținute, mi-am pus pe hârtie care sunt zilele pe care o să le petrecem acolo. Avem 15 zile în total, 2 zile nu se pun că sunt zile pierdute pe drum, așa că rămânem cu 13 zile. Pentru astea 13 zile eu aș avea nevoie de 13 ținute, dar nu o să-mi iau, să zicem, 26 de piese vestimentare diferite cu mine, nu. Voi încerca să-mi iau maxim 10-12 și să mă axez foarte mult pe mix and match. Cam așa procedez atunci când călătoresc pentru o perioadă lungă de timp. Când plecăm cu mașina, pot să-mi iau și 3 geamantane, că nu contează. Dar acum vreau să ocup cât mai puțin spațiu. Ideal ar fi să plecăm cu un singur geamantan. Nu știu dacă voi reuși, pentru că o să am de luat și haine pentru Mira și pentru ea trebuie să iau ceva mai multe și extra, că na, se mai murdărește, mai dă ceva pe ea, să am și ceva mai subțire și ceva mai gros și să nu uit costumele de baie, că pe alea nu le-am scos, era să zic să-mi aduceți aminte la final, dar n-aveți cum să-mi aduceți aminte, să-mi țineți pumnii să nu uit. Și încă un lucru de care eu trebuie să țin cont este că urmează să mergem într-un oraș dintr-o țară islamică, așa că voi avea câteva reguli de care va trebui să țin cont. Bineînțeles că Dubaiul este mult mai deschis acum și acceptă și ținute mai occidentale, să le spunem, dar eu nu vreau să ofensez pe nimeni, de aceea vreau să respect cultura locală și aleg să îmi acopăr umerii, genunchii, să nu-mi iau haine foarte mulate, să nu-mi iau blugi rupți și așa mai departe. Bineînțeles că aici diferă de la persoană la persoană, am văzut că nu toată lumea respectă această regulă și nu este capăt de lume, pentru că, v-am zis, nu este interzis, ci este recomandat să nu o faci. Sunt anumite lucruri care sunt interzise, dar o să vorbim noi și despre asta. Ok, și acum hai să încep să probez. Eu am scos aici haine la care m-am gândit, dar nu toate vor merge cu mine. Uite, de exemplu, aici am câteva rochii. După ce mi-aleg ținutele și după ce le probez și îi zic, ok, asta e ținută finală care vine cu mine, fac și o poză acelei ținute, pentru că de multe ori uiți de hainele pe care le-ai pus în geamantan. Așa îți faci un album special și când vrei să te hotărăști cu ce te îmbraci, doar te uiți prin poze. Fac asta și pentru Mira, cu toate că pe ea nu o pun să probeze pentru că nu are răbdare. În seara asta am pus-o să probeze câteva rochii și era gata, mami, pot să plec la joacă, mai probezi ceva, îi zic gata, mami. Voiam să mă asigur că rochile sunt bune și că nu i-au rămas mici, cu toate că mărimea era ok, dar am zis, hai, mai bine, pune-le pe tine rapid. În Dubai vor fi undeva la 21 de grade pe zi și cam 16 grade pe noapte, deci avem nevoie de haine cam de primăvară așa. În principiu la noi în casă acum sunt 20 de grade, dacă mi-e bine în casă înseamnă că o să-mi fie bine și acolo, cam ăsta e principiul după care mă ghidez. Ok, și cam asta ar fi, începem să probăm. Been feeling trapped down on the floor, I don't know what for, feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold, I can't let it go, chin up, no one knows.
The stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face it another day. We go bottoms up. Știu că nu pare, dar am terminat de aranjat hainele. Aici am hainele Mirei, ținutele ei, plus încălțările pe care o să le ia cu ea. Și astea sunt hainele mele, puse cât de cât în ordine. Până la urmă o să-mi iau și două eșarfe pentru în deșert. Mi-am făcut o ținută specială pentru deșert, doar una, bine două. Aici am pantaloni, setul ăsta pe care o să-l iau pentru centrul vechi, pijamaua, acolo ce am, un hoodie, trei tricouri, deci mi-am luat la mine doar trei tricouri, pantaloni, mi-am luat mai multe perechi, pentru că am tot așa trei în total, o pereche albă, o blugie și încă o pereche crem. Și atât. Hai că n-am multe, dar am 15 ținute în total, cu toate hainele pe care le vedeți aici. Și cu siguranță pot crea și mai multe ținute, doar mixându-le între ele. De exemplu, pantalonii ăștia merg cu absolut toate bluzele pe care le-am pus la mine. La fel și cei de aici. Ăștia, eu i-am gândit cu tricoul cu Blink 182, dar ei merg și cu hoodie-ul și cu tricoul alb. Asta mă mai gândesc eu la fața locului. Ideea e că am și haine mai groase și haine mai subțiri. Am văzut că săptămâna viitoare vor fi două zile cu 25-26 de grade. Deci va fi destul de cald. Asta e o rochie pe care nu o suport afară, e doar pentru poze. E singura rochie pe care am luat-o așa doar pentru poze și nu cred că mi-au mai multe. Mi-ajunge una. O să mai fac poze și în pijama și cu tot ce am aici. Și astea sunt hainele pe care o să le las în urmă. O să le pun frumos la loc mâine dimineață. Taiga și-a terminat bagajul și deja s-a băgat în pat, de aceea vorbesc așa oarecum în șoaptă, sper să mă auziți. Eu mai am ceva, mă bucur că am terminat cu ținutele mai repede decât mă așteptam. Acum vreau să mergem și să ne apucăm de produsele de beauty, adică eu o să merg, nu o să mai iau camera cu mine, că vreau să le fac cât mai repede. La make-up o să-mi iau strictul necesar, o paletă mică cu nuanțe de nude, apoi o să mai iau un rimel, un tuș, fundul de ten și pudra. Atât și nimic mai mult. Pe partea de beauty o să am ceva mai multe de luat, dar mi-am cumpărat niște recipiente din acelea portabile pentru travel și vreau să-mi transfer șamponul plus cremele, că nu am de gând să-mi iau recipientele acelea grele și mari din sticlă, nu are sens și vă arăt rezultatul final.
Am apucat de am dormit 3 ore și în momentul în care m-am dat jos din pat, m-am dus direct la listă și am pus ultimele lucruri în geamantan. Mereu îmi fac o listă. Apoi am făcut ultima verificare, până la urmă ne-am luat la noi 2 geamantane. Ăsta este geamantanul meu, l-am închis, e totul în regulă. Eu mai am și un ghiosan extra în care mi-am pus o geantă plus câteva snack-uri pentru mine, era un încărcător, un dezinfectant. Apoi mai avem și geamantanul lui Taiga în care am pus și câteva rochii de ale Mirei, hainele Mirei sunt împărțite în ambele geamantane și suntem gata să plecăm la aeroport. Afară ninge, am plecat fix când ningea. Cât m-am rugat eu să avem parte de zăpadă și uite că am avut zăpadă fix la plecare. Măcar a fost un pic, am putut să ne bucurăm de fiecare fulg în parte, am admirat ninsoarea, am făcut poze și la aeroport cu noi. This is 27, it doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you. Never had to ask, I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you. Never had to ask, I'd set the world on fire just to get it back. Gata, am terminat cu check-in-ul și ne-am luat niște covrige aici de la Petru. Știți că i-am mai lăudat eu că sunt tare, tare buni. Ia uite, iubita, ia-ți de aici. Care-i? Cel cu crembuști. Ăla lung, ăla e al tău. Și așa ne prezentăm. Suntem destul de dubioase, pălării de vară și gești de toamnă-iarnă. Dar am văzut că vor fi câteva zile cu temperaturi destul de ridicate și trebuie să fim pregătite. Mai ales că vrem să ne plimbăm, o să mergem la Legoland. Mergem la Legoland. A văzut Mira o față, da! Și asta stăm toată ziua pe afară. Și dacă e o zi cu mult soare, trebuie să ne protejăm. Așa-i? Așa-i. Am avut probleme cu bagajul pentru că geamantanul meu avea 25 de kilograme și a trebuit să transfer. Eu eram atât de mândră de mine, i-am și zis lui Taiga în dimineața asta să știi că mi-am luat mult mai puține lucruri decât de obicei. Și el l-a luat așa în mână, i s-a părut cam greu, dar m-a crezut pe cuvânt. Ideea e că nu știm unde ne-am pus cântarul portabil și de aceea nu l-am mai măsurat. De obicei nu plecăm de acasă fără să nu-l măsurăm, dar astăzi a fost o altă poveste. Partea bună e că s-a rezolvat, am transferat și le-am pus într-un bagaj mic de mână. Am luat sandalele și gențile și după totul a fost în regulă. Cred că o să-mi las 2-3 chestii la sora lui Taiga, că n-are sens să ne mai luăm încă un geamantan în plus. În principiu putem avea 3 geamantane mari, pentru că și Mira are unul, nu? Sau ai luat doar 2? Nu, a luat 3, a luat pentru fiecare în parte. Dar nu, nu o să avem nevoie, o să rezolvăm cumva. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ce am pus de era atât de greu, că n-am făcut nimic diferit. Și hainele au fost alese cu mare grijă, nu am foarte multe haine la mine. Și încă un lucru, dacă urmează să plecați în Dubai, să nu uitați să vă downloadați aplicația Dubai Smart App, pentru că o să aveți nevoie de ea. Noi am pierdut un pic de timp pentru că nu avem downloadat, a trebuit să ne dăm într-o parte, să o instalăm, să ne facem cont și așa mai departe. Ideea e că la intrare în Dubai s-ar putea să avem nevoie de încă un test. Doamna a zis că nu toată lumea face test, ci e așa aleatoriu. Rămâne de văzut de la fața locului. Important e că acum avem aplicația și dacă o fi să facem testul, o să primim rezultatul direct în aplicație. Da, și am avut nevoie de test PCR și acum, la plecare, nu contează dacă ești vaccinat sau nu, ai nevoie de test PCR. Și cam atât ar fi pe scurt. Sunt curioasă cum o să fie cu Wiz. Și tu ești curios? Vedem. First time. Hai să o sun și eu pe mama și să le punem mișcare. Mai avem o oră până la îmbarcare. Somehow.
Start the music, kill the silence. Let my mind rest. Pour a drink, cause it's effective. Can't seem to get my head around why I left you. And no, I don't like to be the bad guy. You know I don't lie, I really miss you now. But I had you where I wanted you. Și gata, am trecut de securitate. Miracu își pune și ea o mască, se pregătește, pentru că imediat vine autobuzul și ne duce la avion. Îmi place mult aeroportul ăsta, e micuț, dar cochet și ai foarte multe magazine, ai cam tot ce trebuie. Ai mai fost, mami, cu autobuzul, dar nu mai ții tu minte. Gata! Eu mă bat la somn. Da, atâta. Nu mai zic nimic. Mă cam la somn. Era foarte cald în aeroport și m-a lovit așa dintr-o dată. O să-mi scot iPad-ul, o să citesc vreo două pagini, că nu cred că reușesc să citesc mai mult de atât. Și o să dorm. O să te joci cu papi un pic, da? Și după ce se trezește mami... Și eu dorm. Și tu dormi? Și Mira? Și Mira doarme? Nu, eu stau pe coadă. O să mă duc o secundă la bază. Nu mai putem să ne mișcăm, mami, de aici nu putem să ne ridicăm, bine? Dar o să mai stau cu tine un pic, nu mă bala somn chiar acum, uite, o să încerc să mai stau, bine? Dar vreau să dorm măcar două ore. Nu ți-am downloadat, tai gata-mi repede internet, că poți să-i downloadez televizor. Să-i downloadez Netflix, da, televizor. Da, repede, că mi-am downloadat mie, dar Mirei nu i-am downloadat nimic. Hai, dăm repede, dăm repede. Gata, am downloadat și câteva episoade pentru Mira. Acum chiar suntem pregătite de zbor, nu-i așa? Și nu mă așteptam să avem chiar atât de mult spațiu. Toată lumea mi-a zis, o să vezi cu Wizz, nu o să ai spațiu deloc. Dar mi se pare la fel ca și cu Air France, ca și spațiu la picioare și tot. Și scaunele sunt destul de confortabile. O să vedem după 5 ore de zbor cum mă simt. Ia, hai să vedem și masa. Eu sper ok, stabilo și măricico. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go. I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Shouldn't be so complicated.
Și am ajuns. Cum te simți, mami? Bine. Ești obosită? Da. Ia spune-le, ai dormit, mami? Da. Pe tine? Nu. Da. Da? Te-am folosit pe post de pernă, nu-i așa? Da, și pot să spun ceva. Ce, iubita? Adică, Cromicea vrea să spune ceva. Ia spune, Cromician. Vreau să spun că o să fie foarte abuzate 29, că o să fie ziua mea. Trebuie să mă fac 8 ani. Și o să sărbătorim, o să facem un super party. La 10 dimineața. Gata, haide să îmi iau și eu telefonul, ghiosanul și să coborâm. Da. Ne întâlnim cu Mia și James? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Ultimul, dar nu cel din urmă, bagajul meu. Mi-a stat inima un pic, am crezut că rămân fără ținute, fără make-up. Pare destul de bușit. Da. Vezi, are niște pete albe acolo. Da, prin ce-ai trecut tu, dragule? Ești ok? Toate bune? Bine ai venit la noi. Bine te-am găsit. Gata! Hai la Mia și James. De fapt, hai să ne activăm SIM cardurile. Ne-am întâlnit cu toată lumea și mergem să luăm un taxi. Am avut un moment mai puțin plăcut, în momentul în care așteptam la controlul pașaportului, pentru că a venit un domn la mine, așa pasiv-agresiv, și mi-a zis, arată-mi ultima poză pe care ai făcut-o, nu ai voie să faci poze aici. În condițiile în care eu aveam camera pusă pe umăr, adică eram ocupată cu Mira, n-aveam nicio treabă cu camera și Taiga în spatele meu ținea camera lui în mână și am simțit că am fost targetată pentru că sunt femeie. Și am arătat, i-am zis, nu, uitați, ultimul videoclip filmat a fost când coboram din avion. Știi? Dar a fost așa ciudat că dintr-o dată vine și super agresiv. Da, dar am trecut peste, mă bucur că suntem aici, am ieșit afară, vremea este perfectă. E atât de bine să stai doar în bluză cu mânecă lungă și să ți se pară cald. Abia aștept să văd mâine pe zi cum o să fie și abia aștept să văd cazarea asta la etajul 57. Nu ne așteptam la asta, că ne-am luat un Airbnb pentru 3 nopți și am văzut că are priveliște super, dar noi am crezut că e undeva la etajul 30, nu scria nimic în descriere și acum când am primit toate detaliile, am văzut etajul 57. Abia aștept. Cred că Taiga ce e scary. Cred că nu o să pot să dorm pentru că o să fiu mult prea fascinată și o să stau să admir priveliștea. Și Mia a fost la o tură de shopping la Daiso Japan. O să mergem și noi pentru că avem Daiso aici în Dubai. Daiso Japan în Dubai. Close but we're strangers. Feel like we're far apart. Strip it down.
faci? Mele. Să citesc. Doamne, ce făceam. Și vorbesc așa, s-a cadat. M-am pus în pat, s-a făcut ora 2, mâine la 10, am zis că ne trezim, nu tragem de noi, o să ne acordăm câteva ore de somn, ce câteva vor fi, 8 în cap, că asta a fost ideea. Și abia aștept să descoperim orașul. A, încă o treabă. Nu a trebuit să facem test PCR la intrare în Dubai, a fost de ajuns cel pe care l-am făcut în România. Și totul a decurs bine. La aeroport au venit toate geamantanele, nu s-a întâmplat nimic, nu au mai fost cu peripeții și acum iată-ne aici, în casa noastră pentru următoarele 3 zile. Abia aștept să vă arăt. Gata, mă duc la citit. Mamă, ce voce am, zis că s-o pisică de-aia. E ok. Noapte bună. Noapte bună. Ți-am luat locul.